Cunoscuta cântăreață de muzică populară și lăutărească Gabi Lunga a murit la vârsta de 82 de ani. Artista fusese infectată cu noul coronavirus și era internată la Spitalul Județean Ilfov. Anunțul morții sale a fost făcut de Rebecca Onoriu, fata cea mică a artistei, pe pagina sa de Facebook. Gabi Lunga a fost una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Artista era internată la terapie intensivă la Spitalul Județean Ilfov, după ce fusese diagnosticată cu COVID-19. Recent, fiica sa declara că două teste pentru coronavirus ieșiseră pozitive, iar Gabi Lunga avea nevoie de mască de oxigen, fără a fi intubată. Anunțul morții a fost făcut tot de Rebecca Onoriu, fata cea mică a artistei. După 23 de ani, din nou împreună, cântă împreună celui pe care l-au iubit și l-au slujit o viață întreagă. O să ne revedem. Am protejat-o cât am putut. I-am dat sărutarea în ultimul an, doar pe mâini. Am protejat-o cât am putut. Însă, din păcate, n-a ținut de noi. Gabi Lunga s-a născut la data de 16 octombrie 1938 în comuna Vârbilău, județul Prahova, într-o familie cu 6 copii. Când avea doar 3 ani și jumătate, mama ei a murit. A fost crescută de o mamă vitregă care se purta foarte urât cu ea. Talentul muzical l-a moștenit de la tatăl ei, Dumitru Lunga, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. Potrivit fiicei cântăreței, familia a sperat până în ultima clipă că Dumnezeu va face o minune. Dar vârsta și boala au luat ultima decizie.